Investiție de câteva sute de mii de lei a devenit inutilă. Mai mulți locatari au cerut în instanță primăriei din Galați închiderea unui loc de joacă modern deschis în 2018. Locatarii, de fapt, sunt nemulțumiți de zgomotul pe care cei mici îl fac atunci când se joacă în parc. Locatarii au reușit să convingă primăria să închidă locul de joacă pe motiv că cei mici fac gălăgie atunci când se joacă. Iar în spațiul destinat copiilor vor acum să fie amenajată o parcare. Este primul parc din municipiul Galați, care din păcate urmează să fie închis, din cauza că un grup de 8 locatari din zonă s-au declarat deranjați de zgomotul pe care îl fac copiii, au acționat municipalitatea în instanță și au și câștigat. Astfel, suntem puși, observați, în această situație regretabilă și urmează în cel mai scurt timp să închidem acest parc. Unii s-au mutat pe motiv că nu mai suportau zgomotul produs de cei mici în parc. Mult era jale, nu poți să stai, nici ziua, nici noaptea. Că au făcut unii vecini reclamații că îi deranjează și că au intrat în depresie. Ai las-o, Doamne, iartă-mă. Intri în depresie de atâta lucru. Eu când vreau să mă odihnesc, mi-am închis geamul, m-am culcat și n-am treabă. Majoritatea au semnat pentru desființarea acestui parc. Este un zgomot infernal. Ni s-a sugerat de la primărie să stăm cu geamurile închise, ca să nu se mai audă, dar oricum se aude și cu geamul închis. Copiii sunt gălăgioși, deci nu avem ce să facem. Ce să facem? Ei au energie, trebuie să o consume, nu? Știți cum e în gaura asta aici când vin 80 de persoane și îi rogi la 11 jumate noaptea să-ți fac o leacă de liniște. Dar sunt persoane care vin de la 11 jumate, vara când e cald și torid, vin cu ea așa, până la 11. Ba chiar a fost chemată și poliția locală de mai multe ori pentru a face liniște.